Bună ziua, dragilor, spun că s-a întâlnit cu microfon online. Dar tu trebuie să zici, băi, ce faci cu mărții aici? Hai, mă, ce faci? Da, deci n-ai vrut să mai zici. N-ai vrut să mai zici. Salutare, salutare! Salutare, salutare! Iată că se termină împreună cu chestiuni care pe tine te interesează. Mario, clasa a B-a. La o fărărie erau 85 de trandafiri galbeni și albi. Da. Deci, 85 trandafiri. De două categorii. Galben și alb. După ce se vând 9 din fiecare. Da. Deci, să spunem, se vând 9 din fiecare. Rămân 24 de trandafiri albi. Deci, rămân 24 trandafiri albi. Câți trandafiri galbeni au fost la început? Câți trandafiri galbeni au fost la început. Este bun, da? Da. Deci, în total, galbeni și albi sunt 85. Da. După ce se vând câte 9 din fiecare. Adică, se vând 9 galbeni, și 9 albi. Atenție! După ce se vând câte 9 din fiecare. 9 albi și 9 galbeni. Din buchet, pare câte au dispărut? Din buchetul de 18. 18! Hai să vedem că după ce s-au vândut ce au rămas. Deci prima problemă care ne frământă este să vedem după ce au fost vânduți. După ce au fost vânduți? Câte ani? După ce au fost vânduți? 9 plus 9 din buchet. 9 plus 9, care înseamnă 9 plus 9? 18. Ce mă întreb? 85 minus 18. Vrem să aflăm câte au mai rămas. Da. Da. Vrem să aflăm câți au mai rămas. Au mai rămas. Adică din 85 scădem pe 18, egal cu 5 minus 8. Nu se poate. Ne împrumutăm de la 80. 10 minus 8, 2. Și cu 5, 7. Așa. Și 70 minus 10 este egal cu 67. 67 au mai rămas în buchet. Ce ne spune autorul? Rămân 24 galbeni. Deci rămân, acum sunt 24 galbeni aici. Păi 67 la un loc sunt și galbeni și... Și dacă știi că acum s-a află 24... Poate putem să vedem 67... Asta facem! Din 67 scădem din toți cei 24 care sunt albi. Așa este? Da. Exact. Deci, în a doua etapă, aflăm câți
trandafir. Albi. Știm câte sunt. Aflând că sunt trandafir, dacă scădem pe ăștia 94 albi, ce rămân dacă îi scădem? 67. Minus 24. Ce sunt aceia dacă i-am dat pe ăștia deoparte? E 67 la un loc, galben și albi. Galben. Asta e toată povestea. Deci 60, aflăm câți trandafiri au rămas galben. Da? Galben. De ce scădem din 67 minus 24? Așa. 7 minus 4 se poate. 3. Și 60 minus 20. 40. 43. Ce sunt 43? 43 de trandafiri galben. Galben. Trandafiri galben. Ce ne întreabă autorul? Ne întreabă că trandafiri galben au fost la început. La început. 43 plus 67. Plus cât? 24. Nu, uite-te atent. Problemă. S-au vândut 9 de fiecare. Plus 9. Asta e una. Deci la 43 galbeni, adăugăm și pe cei 9. Ca să vedem galbenii care au fost la început. Că așa ne întreabă autorul. Câți trandafiri? Sigur că da, dar vedem încă o dată. Deci 43 în etapa a treia, în al treilea moment al judecății, aflăm câți trandafiri au fost la început. Și ce am făcut? Ca să aflăm câți au fost la început? La cei 43 care au rămas, plus cât s-au vândut, da? 43 plus 9. Ne dăm 1, facem 10 și ne dă 52. 52 trandafiri galben. Ei, ăsta este răspunsul. Deci răspunsul corect, 52 trandafiri galben. 85 minus 52. Galbine, ca să afli cei albi. Dacă vrei galbine. Dar problema nu l-am mai întrebat. Vezi câți trandafiri galbine au fost la început. Atât. Ne putem opri aici. Dar dacă tu vrei mai mult, ca să afli câți au fost în buchet de la început galben și albi, din totalul de 85, scădem pe 52 și aflăm un răspuns. Vreau la tine un lucru. Hai să vedem etapele foarte importante în raționament. Vreau să înțelegem problema. Deci autorul, da. Autorul spune așa, măi, ai un braț de trandafiri, galben și alb la un loc. În total cât sunt? 85. Am dat o mare ca asta. Da, merge. Da, merge. Deci în total 85. Și fii atent, începe el. La un moment dat se vând din buchet 9 albi, 9 galbeni. Tu ai ce stai cu el? Din 85, 9 și 9. Scade buchetul, nu mai sunt 85 dacă ai vândut 9 și 9. Sunt? Minus 18. Ea adună 99, 18. Da. Deci 85 minus 18, ca să vezi cum arată buchetul acum. Deci după ce s-au vândut 99, am vrut să vedem cum arată buchetul acum. Deci în prima etapă, ești foarte atent. Se vând 99. Adică e tot repede să văd cât 99 fac 18. Din tot buchetul am vândut 18. Am văzut că au rămas. Și când mă zice așa, în buchet, după ce s-au vândut, au rămas 24 albi. 24 albi. Buchetul era mai mic acum. Din cât era? Din cât era format? Era... Din 60. Din 67. Categoric. Și acum din aceștia, 24 sunt albi.
4 sunt albi. Și 24, noi scădem... Din 67. Ca să aflăm galbenii. Corect, mă fac galbenii. Vezi, a doua etapă a fost aici. Foarte tare. Că am scăzut din... pe 1867 și zice, în nou buchet care după s-au vândut, 24 sunt albi. E dat și 24 deoparte și a aflat galbenii. Da. Galbenii, dar după s-au vândut nouă. Da. Ca să afli cât a fost la început. Da. Și cât a fost la sfârșit. La început, la sfârșit știi că sunt, dar la 43 după s-au vândut. Și acum ca să afli cât a fost la început, la 43 mai pui ăia nouă. Ăia care s-au vândut. Și că altă problemă. Unde ți-a plăcut ție problema? Spune, băi, mi-a plăcut aici, aici aș vrea cu greutăți. Spune tu așa. Atunci când am făcut 80, la 67, minus 24. Aici, da? A fost foarte tare problema. Deci, și primul punct, ca să spui s-au vândut, 91, 18, ca să spui după s-au vândut, să vezi cât a rămas în buchet, că e mai mic, nu? 67 la fapt. Da. Și ai 6, 7, în ei zice, sunt 24 ani. Da. Și ai aflat 2 ani. Foarte tare problema. Foarte smecher. Cum trebuie să facem noi? Ca să spunem și prietenilor noștri. Când avem o problemă, o citim o dată, de 2 ori, de 3 ori, de 7 ori, până o înțelegem bine. Ca să vedem șmecheria, secretul. S-au vândut de fiecare. Păi, da. Deci de fiecare categorie, 9 și 9, 18 în total și de tot buchetul am scăzut pe aici, 18 a văzut că au rămas, da? Da. Și de acolo știi, în situația aceea știi că sunt 24 ani, îi dai pe aia 24 de buchet și îți rămân galbeni. Și te întreabă la început că autorul, dacă te întreba câți mai sunt acum, era simplu. Dar zici la început că atunci să aduni la 43 pe 9 și să vezi câți au fost la început. Bun. Foarte frumoasă problema. Mai facem și noi de asta, dar deocamdată hai să ne ducem și la următoarea problemă. Am înțeles două probleme, nu? Da. Bun. O altă problemă. Maria și colegii săi s-au așezat în șir indian, adică unul pe altul. Da. Cum ar fi așa? Maria și colegii săi s-au așezat așa. Maria e prima, deci. Și colegii, câte unul fugă în față? Nu știu câte sunt. Apar, nu știu câte copii sunt pe clasă. Puncte, puncte. Că nu știu câte copii sunt pe clasă. Maria are în fața sa 8 copii. Maria stă aici și îi privește pe ăștia din față. Aici în față mai sunt 8 copii. Da? 8 copii. Uite ce fac. Îi fac 4 dolari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ăștia 8 sunt în față. Iar în spatele său, cu 5 mai mulți. Deci în spatele său sunt cu 5 mai mulți. Oare cât se pună dacă sunt cu 5 mai mulți? 13? Sigur că da. În spatele său pun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Deci în fața ei, în față, sunt, cât a zis, sunt 8. 8. Și în spatele ei... 13. Sunt 13. Și în spatele ei, 13. Întrebare. Câți copii sunt în șir? Păi... Păi facem 8 plus 3 plus 1. Asta e! Plus 1? Și Maria trebuie luată. Da? 8 plus 13 și Maria. În tot șirul? Da. Asta era din smecheria. Deci în față sunt atâția, în spate sunt atâția și întrebarea este câți copii sunt în șir. Tăi, e frumos. Uite. Da. Să fac eu. Deci facem și răspunsul, dăm răspunsul repede. A. Deci zicem 8. Deci răspuns. 8 plus 1 plus 13 egal cu 9 și cu 13. 9 și cu 13 fac 10. 22. 22 ele. Asta este. Fii atent. Da. Mario
Mario. Și cu... Dă-mi o colegă de clasă. Mario și cu... Andu. Mario și cu Andu, bun prieten, s-au așezat în șir indian cu toți colegii lor. Da. Și stau unul în altul. Mario și Andu. Da. În fața lor, da. Sunt de trei ori mai mulți decât ei doi. Nu știu cât se pune în față. Da? De trei ori mai mulți. Șase. Deci în fața lor, în loc să spun șase, am zis de trei ori mai mulți, ca tu să faci calculul ăsta. Sunt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Asta cine e Mario? În fața lui Mario sunt de, cât ar zice, de trei ori mai mulți, iar în spatele lui în spatele lui Andu sunt cu 5 mai mulți decât cei din fața lui Mario. Nu. Foarte tare. În spatele lui Andu sunt cu 5 mai mulți. În spatele sunt cu 5 mai mulți decât în fața asta. Deci în spatele lui Andu sunt cu 5 mai mulți decât în fața sa. El are și în spate și în fața sa. Gata! Stai. Zi. 33 de elevi. Cum o să faci asta? Că nu mai ai luat de pe 5 ori. Pe 5 ori. Deci atenție. 5 ori. Mai mult. Nu. Am zis așa. În spatele lui. Sunt cu 5 mai mult, nu de 5 ori. Cu 5 mai mult decât în fața sa. Asta e fața sa. Și aici este spatele său. În spate sunt cu 5 mai mulți decât în fața sa. Asta-i! El în fața sa s-a pus și Mario. Deci acum șmecheria este că tu în fața lui Andu vezi nu 6, ci 7 copii. Că și el în față. Și atunci cu 5 mai mulți decât... Adică face 7 ori 5. Nu. E cu 5 mai mult. Nu e de 5 ori mai mult. De 5 ori atunci și mulțești. Dacă cu 5 aduni. Adică la cine aduni? La 6? La 7. Și cu 5? 7 și cu 5, 12. Așa, deci aici trebuie să pun în spate 12, obligatoriu trebuie să pun 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Și acum, câți elevi sunt în total? Păi, câți erau? 6. Așa. Și în spate erau? 12. Așa. 7 și cu 12 și 19. Corect. Foarte corect. Dar dacă aș formula în felul următor. Mario și cu... Deci el a răspuns corect, 19. Mario și cu Andu stau la rând. Și ea. Bun. În fața lui Mario sunt cu 7 mai mult decât ei. În fața lui Mario. Sunt cu 7 mai mult decât ei. Adică 7 ori 2. Cu. Când zic cu, atât mai mulți. Adunăm. Adică 9. Adică 9. Deci când zic cu atât mai mulți, adunăm. Când zic de atâtea ori mai mult, înmulțim, da? Bun. Deci cât se pun în față? 9. Deci în fața lui pun 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Iar în spatele lui Andu sunt
de trei ori mai puțin, deci în spatele lui Andu sunt de trei ori mai puțin decât în fața lui Mario. În fața lui Mario sunt 6 în spate. Sunt de trei ori mai puțin, nu cu trei mai puțin. De trei ori mai puțin. Da. Adică de la nu? Ăștia cât sunt toți în fața lui Mario? Sunt 9, da? Da. Și faci trei grupi. De trei ori mai puțin, adică... Trei, șase și iar trei. Deci faci o grupă. Adică sunt... De trei ori mai puțin, adică atâta și atâta și atâta. Adică pui numai trei. Trei, da? Deci o treime înseamnă pui trei. Unu, doi, trei. Câți elevi sunt în șir? 20. Ia să vedem. De ce sunt? 9 cu 9. De ce 9? O singură 9 este. 9 și 4, 13. 9 și cu 3, 12. Deci și cu mare și cu anul, 3. Câți erau? Deci 9 și cu 3, 14. Exact. 9 și cu 3, 12 și cu 2, 14. Răspuns corect, 14 ele. Deci vezi tu, ce este foarte important, la probleme de aceste Mario, trebuie să faci o figură, mai merge cu șmecherea, cu figurativ, da. Tot ce, pe liniuțe, pe toată povestea asta, da? Da. Deci vrem să înțelegem bine problema. Da. Ambele probleme au fost spectaculoase, dar noi nu am făcut o singură problemă, ci am făcut mai multe probleme pentru a înțelege bine mecanismul. Două probleme. Am mai compus? Trei. Da? Am compus și problemele acestea. Deci noi am înțeles așa. Să le spunem prietenilor noștri următorul lucru. Vreau să-mi spuneți dacă timpul mai are. Și jumătate. Ideea este așa. Când avem o problemă, și asta e valabil pentru toți elevii, inclusiv pentru Davide, când avem o problemă de făcut, trebuie să avem răbdare. Să citim problema cu multă grijă și o citim o dată, de două ori, de șapte ori, de nouă ori. Până când o înțelegem. Noi trebuie să pătrundem în interiorul problemei. Problema asta așa, dacă ar fi, o să fie delicată. Adică cum ar fi un cutie închisă. Un cutie închisă. Și noi trebuie să găsim pe acolo, pe undeva, să găsim cheița ce să desface. Cheița să desface. Cheița care ascunsă. Extract, cheița ascunsă. Știi cum este povestea? Ca și cum ai intrat într-o cameră. Într-o cameră? Și intră, întuneric, mă. Întuneric. Și tu cauți ce nevoi. Nu vezi nimic, nu știi nimic. Întrerupătorul. Ca să facă lumină, mă. Deci ai dat în cameră, te lovești cu capul de șifonel, de colțul ăla, de pereți. Până când, deodată, cauți. De ce întrerupătorul unde este întotdeauna? Lângă ușă. Lângă ușă. Dar întotdeauna când intră o cameră, nu o să vedeți. În dreapta sau stânga, jos? Imediat acolo, lângă tine, da. Și la înălțimea ta. De ce îl bujurii? Iar să văd, nu că să se întrerupătorul. Chiar așa, căutăm întrerupătorul. Și când vezi, pac, să fac lumina. Așa și cu problema de matematică. Deci așa și problema de matematică, da. Deci căutăm întrerupătorul, da? Bun. Și cu dată de exact acolo. Așa, dar să le spunem prietenilor noștri că au asistat la o problemă foarte interesant. Cristina, te rog să mai faci asta. Deci la întâlnirile noastre, e cu probleme, el să încerce să le citească, să perfect, asta vreți să facă. Să încerce, pentru că ușor, ușor, trebuie să-l pătrundem în zona asta. Da, el, da. La revedere, să nu dai și la share, să vă la online. La revedere! La revedere, dragi!